Ajutorul de stat la motorina utilizată în agricultură reprezintă un sprijin important acordat fermierilor pentru a reduce costurile asociate activităților agricole și pentru a stimula sectorul agricol. Plata acestui ajutor este crucială pentru susținerea producătorilor agricoli în îndeplinirea obiectivelor lor și pentru menținerea unei competitivități ridicate în cadrul pieței agricole. Vestea bună este că zilele următoare vor intra banii aferenți trimestrului 4 din 2023. Informăm fermierii care au depus cereri de plată pentru motorina utilizată în trimestrul 4 al anului 2023 că în perioada următoare vor primi banii aferenți acestor cereri. La nivelul centrului județean am avut înregistrate un număr de 775 de cereri de plată pentru motorina utilizată în trimestrul 4. Și a fost autorizată o sumă de 5.207.688 de lei. Și anul acesta, sute de fermieri vor utiliza motorină subvenționată. Pentru anul 2024, până în prezent, au fost eliberate de instituția noastră un număr de 1.460 de acorduri de motorină. Fermierii care dețin acordurile pentru motorină urmează ca în cursul lunii aprilie să înceapă să se prezinte pentru depunerea cererii pentru motorina utilizată în trimestrul 1. În 2023, la nivelul județului, 1.400 de agricultori au beneficiat de subvenții din partea statului. Ajutorul de stat la motorină se acordă prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată la motorina folosită în agricultură.